Într-o perioadă în care tot mai mulți români se plâng de lipsa locurilor de muncă, alții își centrează atenția pe reorientarea profesională și independența materială. Doamna Mariana are 54 de ani. O bună parte din viață și-a petrecut-o practicând activități în domeniul marochineriei și încălțămintei. Dezechilibrul de pe piața muncii a determinat-o să aleagă o altă meserie. Îndrăgostită de frumos, a hotărât să realizeze produse handmade, renunțând la stresul de la fostul loc de muncă pentru a-și dezvolta creativitatea. Cu toate că încălțămintea românească și produsele românești sunt de foarte, foarte bună calitate. Piața de desfacere, din păcate, nu avem, întrucât importurile sunt foarte mari. Ați găsit satisfacție în această activitate de handmade? Da. Mulțumitor, mulțumitor. În primul rând, meseria, ceea ce faci, dacă faci cu pasiune și cu dragoste, iese extraordinar de bine. O parte din sufletul tău pleacă odată cu produsul realizat. De la bijuterii sofisticate la simple obiecte de artizanat până la papioane și poșete la modă, toate sunt realizate din pasiune. Toate produsele sunt adaptate la cerințele pieței, iar prețurile variază. E greu să te decizi la una singură. Dar am să o găsesc. Mai rămână pe aici. Îmi plac nuanțele de albastru, mă, normal. Și asta. Probat-o. Asta cum? Da. Dorința de independență se resimte și printre tinerii adolescenți. Orientată către artă, la numai 23 de ani, Raluca a decis să-și câștige banii singură. Totul a pornit de la o simplă brățară și a ajuns să creeze sute de produse. Muncește de dimineața până seara numai ca acestea să fie atractive. Probabil că din cauza că sunt la facultate la București, la arhitectură, mi-a creat spiritul ăsta creativ, așa, m-a îndemnat să fac ceva pentru mine. Și cred că pasiunea, nu știu, s-a născut un pic și din nevoie, că la un moment dat simt nevoia să te susțin, mai vrei să stai pe banii părinților și încep să faci ceva ca să... Cine te-a sprijinit în acest moment și care a fost primul obiect pe care l-ai creat? Primul obiect a fost o brățărică făcută cadou mamei mele și de aici răspuns la a doua întrebare, mama m-a sprijinit până acum. Deci s-a creat o relație între noi, lucrăm împreună. Clienții sunt tot mai mulți, iar profitul este pe măsură.